Domnului. Dacă în dimineața aceasta inima ta e plină de întristare și de amărăciune, vreau să-ți aduc o veste bună. Isus Hristos poate să te învioreze. Amin. Măriți să fie numele Domnului. Mi-am dat câteva versuri din, dintr-o cântare, din cântarea fratelui Viorel care a cântat-o. Spunea așa: Căci viața trece și prin voi adânci. Și următorul, și rugile să-mi fie mai fierbinți. Nici când rugile nu sunt mai fierbinți decât atunci când treci prin vale. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în picioare. Aș vrea Amen. să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim din Evanghelia după Marcu de data aceasta. Evanghelia după Marcu, capitolul 12, vom citi de la versetul 28 și până la versetul 34. Cuvântul lui Dumnezeu este scrisoarea de dragoste pentru noi și cuvântul Domnului spune în Isaia 54 cu 10 Pot să se mute munții, pot să se clatine dialurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Amin. Amin. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Marcu, capitolul 12 și voi citi de la versetul 28 și până la 34 inclusiv. Unul din cărturari care, a auzit vorbind, vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este, cea tâi, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Isus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca cea din tăi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturarul i-a zis, bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că El și că al iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni n-a mai îndrăznit să-i pună o întrebare. Amin. Vreau să mai citesc un verset din Evrei, capitolul 4 cu versetul 12, de data aceasta nu voi mai deschide, să-l afișăm dacă se poate. Evrei 4 cu 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri pătrunde până acolo că desparte Sufletul de Duh, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Amin! Vă invit să reocupați locurile! Cercetând cele patru Evanghelii sinoptice, am observat că în Cartea și în Evanghelia după Marcu este o Evanghelie în care nu are introducere ca și celelalte Evanghelii. Ioan Marcu era fiul lui Petru care l-a născut în credință, fiul în credință, născut din nou, născut prin cuvântul lui Dumnezeu la propovăduirea lui Petru. Și observăm că omul acesta, Ioan Marcu, este un om care începe această Evanghelie cu direct cu acțiune, nu are introducere. Ioan Marcu are două nume, un nume ebraic și un nume roman pe vremea aceea, pentru că Israel în vremea aceea era sub conducerea Imperiului Roman. Ioan și Marcus era nume roman, Ioan nume ebraic și Marcus era nume roman. Am citit capitolul și tot capitolul și am observat câteva lucruri pe care vreau să le amintesc. N-am să citesc tot capitolul, doar trec așa fugitiv și amintesc câteva lucruri. Și apoi o să amintesc ceea ce vreau să învățăm în această dimineață și despre ce vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Să vedeți că o să fie de folos pentru sufletele noastre și vă rog să fiți foarte atenți, poate cuvântul va fi mai tăietor în dimineața aceasta. Dar așa cum este cuvântul, nimic nu voi spune de la mine, tot ceea ce este scris vom interpreta după cum înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, în capitolul 12 vorbește despre pilda fierilor, despre uh, bil cezarului, uh, despre înviere și cea mai mare poruncă al cui fiu este Hristos, Hristosul, mustrarea cărturarilor, văduva săracă și așa mai departe. Am observat că în capitolul 12 se repetă mai mult cuvântul Oare n-ați citit lucrul acesta din Scriptură, versetul 10 din 12? Piatra pe care a lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul lungului. Versetul 24, drept răspuns Iisus i-a zis Oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici, nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Dragii mei, aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre atitudinea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care predică Evanghelia știu lucrul acesta și cred că simt cei mai mulți. Simt așa o durere pentru Cuvântul lui Dumnezeu pentru că mai mult ca orice lucru am face orice altceva. Dar să nu cercetăm Cuvântul. Diavolul ne dă da atâta ocupație. Ne dă atâtea lucruri să facem, orice să facem, dar să nu citim Sfânta Scriptură. El știe, este conștient că dacă nu citim Sfânta Scriptură ca să luăm cunoștință și informație despre Cuvântul lui Dumnezeu, avem de pierdut teren. Și vom cădea în extrema cealaltă. Și lucrul despre care eu vreau să vorbesc în dimineața aceasta este atitudinea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu. Vom vedea din Sfântele Scripturi că sunt oameni care au avut atitudini negative și atitudinea care o avem față de cuvântul Domnului va determina deciziile pe care noi le vom lua. Ori vom lua decizii ca să îl slujim pe Dumnezeu, ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, ori nu vom lua decizii cum trebuie și nu vom duce, ne vom duce pe un drum greșit. Să știți că cei care nu degeaba s-a citat în dimineața aceasta cuvântul din Iosua 1 cu 8, cartea aceasta a să nu se depărteze de gura ta. Știți că Iosua la sfârșitul vieții, pentru că nu începutul laudă sfârșitul, ci sfârșitul tuturor lucrurilor are importanță. Nu-i important că ai început cu Domnul, este bine slăvit să fie Domnul, este important să sfârșești cu El. Pentru că Iosua spune așa, la sfârșitul și la finalul vieții lui spune, voi faceți ce vreți, voi decizeți ce vreți, dar cât despre mine și casa mea eu voi sluji Domnului. Asta a fost decizia lui și fie ca dimineața aceasta, decizia noastră să fie să-L slujim pe El. Din toată inima, cu tot sufletul, și să știți că nu la voi întâmplării lucrurile încep din interior în exterior. Pentru că atunci când ești transformat în interior, să știți că se vede și în exterior. Nu există un om care este credincios și a fost transformat lăundric să nu se vadă și în exterior. Haideți să vedem câteva atitudini negative. După care să putem lua exemplu ca noi să nu fim așa și noi să nu facem așa. Înainte de toate, în introducere, aș vrea să vă spun că în Scoția a fost o regină pe numele Maria Stuart, care a spus așa, mă tem mai mult de John Knox decât de o armată de 20.000 de oameni. Dar știți pentru ce a fost? Numit așa, omul acesta în 1546 a făcut cea mai mare reformă în Scoția. Se spune despre el, puteți citi, găsiți informații pe internet, despre el a fost omul care a făcut a răsturnat istoria Scoției. Pe vremea aceea era la putere religia catolică și omul acesta a făcut o reformă în așa fel încât deciziile nu le mai luau cei care erau catolici, deciziile le luau creștinii. Omul acesta a schimbat, a schimbat Scoția din temelii. Când a venit înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, vreau să-i schimb, vreau să schimb pe cei din guverne și să lucrez, Doamne, Tu să ai în Scoția. Și a spus în rugăciunea lui, dăm Scoția urmora.” Omul acesta a fost gata să se jetfiască. Noi trebuie să fim oameni transformați ca să putem transforma și pe alții. Dumnezeu să ne ajute. În primul rând, noi să fim transformați. Și cu regret o spun, dacă nu lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne inunde viața și să-l avem din belșug, nimeni nu poate face transformarea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedem câteva atitudini pe care le vom găsi în cuvântul scris al lui Dumnezeu și vreau să amintesc încă un lucru. Să știți că pentru Evanghelia aceasta și pentru cuvântul acesta, ca să ajungă la noi astăzi, unii au plătit cu viața. Alții au plătit cu preț de sânge, alții au plătit cu pușcării și au stat ani de zile în pușcării pentru ca să apere Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la noi. Și noi astăzi avem o atitudine în față de cuvântul lui Dumnezeu de multe ori așa de ieftină. Aș vrea în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și vom vedea că cercetându-ne și uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom vedea slăbiciunile, ne vom vedea cât de nepotincioși suntem și Dumnezeu este mare, slăvit să fie în numele Lui. O soră pe vremea lui Ceaușescu, la o seară de rugăciuni a venit fratele Andruș, fratele -Vur -Vur Vurbrand și alți frați, fratele Dumitru Duduman care aduceau Biblii tipărite și le împărțeau prin România pe ascuns. Dacă erau prinși în vremea aceea, să știți că oamenii aceștia riscau 25 de ani de pușcărie. Riscau să-și piardă libertatea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, într-o seară a venit o soră în vârstă, vârstă mișlocie a venit la el și a spus, frate Andruș, îți dau salarul pe o lună de zile, te rog frumos să mă aduci o Biblie. Salarul pe o lună de, de, de pe o lună de zile ce l dau, adu o Biblie. Și-a spus fratele acesta că am să încerc să fac lucrul acesta și după trei luni de zile a reușit să-i aduc o Biblie. Frații și surori, mi-aduc aminte pe vremea lui Ceaușescu, eu n-am prins multe lucruri, eu m-am pocăit în 89, 89-90, dar mi-aduc aminte când aveam nouul testament în buzunar, în armată, când mă duceam și ce scumbi era cuvântul lui Dumnezeu pentru mine în vremea aceea. Cât pui preț pe Cuvântul Lui Dumnezeu și cât, cât de mare preț are Cuvântul Lui Dumnezeu pentru tine? În dimineața aceasta aș vrea să fim conștienți și să conștientizăm că vremurile sunt așa cum sunt. Și trebuie să ne informăm din Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu ați observat că de multe ori la conferințe și atunci când se termină propovăduirea unui cuvânt, vine un frate la noi, se pun zeci de întrebări. Dar de ce eu care sunt în casa Domnului n-aș cerceta cuvântul și să nu mai pun întrebări, ci eu să fiu conștient personal să am contact cu cuvântul lui Dumnezeu? Frați și surori, de multe ori când n-am înțeles anumite versete și anumite pasaje din Scripturi, e adevărat, avem nevoie unii de alții să ne informăm unii de la alții, dar am stat pe genunchi și am zis, Doamne, nu înțeleg lucrul acesta, poate oamenii mi-ar spune într-un fel și ar să înțelege greșit, dar Tu niciodată nu greșești. Că despre ungerea care ați primit-o, spune cuvântul Domnului, n-aveți trebuință să vă învețe nimeni că vă învață ea. Amin? slăvit să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului este minunat. Aș vrea să fim în această dimineață uh, conștienți că îl citim puțin și îl cercetăm puțin și să uh, venim înaintea lui Dumnezeu și să ne vedem această vinovăție. Doamne, suntem vinovați înaintea Ta. Nu ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, Doamne și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim de lucrurile acestea. Prima atitudine față de Cuvântul lui Dumnezeu o găsim în Matei, capitolul. L-aș ruga pe fratele Ruben, datorită faptului că sunt cu ochiul să citesc mai bine de acolo. Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-I răsplătească. Matei, capitolul 19, de la versetul 16 la versetul 23. Un om care a avut o atitudine față de Cuvântul lui Dumnezeu, a auzit Cuvântul, dar n-a luat nicio atitudine. Oameni buni, atunci când auzi cuvântul și nu iei nicio atitudine, să știi că te poate costa pierderea mântuirii, pierderea vieții veșnice. Uitați ce spune cuvântul Domnului și fiți foarte atent la pasajul, este un pasaj cunoscut. Atunci s-a apropiat de Isus un om și i-a zis, învățătorule, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică. El a răspuns până la versetul 23. De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vei, vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care i-a răspuns el? I-a zis el. Și Iisus i-a zis, i-a răspuns, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Observați, omul acesta știa cuvântul lui Dumnezeu, dar să vedeți ce n-a avut. Să vedeți cine n-a avut și sunt mulți care vin în biserică și nu au lucrul acesta. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai de la sărați și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte intistrat pentru că avea multe avocei. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Oameni buni, să stai față în față cu Isus Hristos, să stai să-ți vorbească Mântuitorul, să stai să-ți vorbească însuși Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când îi spune, când îi spune Domnul Isus, omule, vinde tot ce ai, nu i-a spus să vândă tot ce are, neapărat să dea tot ce a avut, pentru că a avut multe avuții. Spune că inima lui era mult legată de Și Avram a fost bogat. Și mulți oameni ai Scripturii și Iov în țara Us nu era nimeni mai bogat ca el. Dar problema lui primordială era că inima lui era legată de avoție. Frați și surori, sunt foarte mulți care vin în biserică. Și v-am spus și repet lucrul acesta. Nu toată adunarea e biserică, facă Domnul ca toată adunarea să fie biserica. Biserica este alcătuită din oameni care sunt născuți din nou, nu botezați în apă. Nu, nu, e diferență între un botezat în apă și să vină în adunare și să fie un om care este născut din nou. Omul care este născut din nou a avut întâlnirea personală cu Dumnezeu. Aceasta e diferența dintre biserică și adunare, că în adunare vin mulți și când propovăduia Domnul Isus Hristos, Evanghelia veneau mulți și-l ascultau, dar nu toți primeau Imaginați-vă că în fiecare zi ducem lupta aceasta și omul acesta a stat față în față cu Hristos. Și spune cuvântul Domnului la uzul ceea ce a spus Domnul Isus Hristos, a plecat să pleci și să nu accepți mântuirea. În dimineața aceasta s-ar putea să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să auzi Evanghelia. Nu știu cum ai venit în dimineața aceasta, poate ai venit să adus de cineva. Și Dumnezeu vrea să-ți vorbească, Cuvântul lui Dumnezeu îți spune întoarce-te astăzi. Pentru că ziua de mâine nu este a ta. Câte vreme se zice astăzi, spune cuvântul Domnului, astăzi, pentru că mâine nu este a ta. David Moody, la o săptămână de evangelizare, după ce a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și o mulțime de oameni s-au predat, în finalul săptămânii de vineri, seara, a predicat Evanghelia și o mulțime de oameni au ridicat mâinile și s-au predat lui Dumnezeu. Și a zis David Modi, nu, nu, lăsați mâinile jos. Mâine vom mai face o seară de evangelizare și mâine vă veți preda Domnului și vă veți preda la mai mulți. Omul acesta la predicarea Evangheliei, milioane de oameni s-au întors la Dumnezeu. Numai că în noaptea următoare, sâmbătă, când urmau sâmbătă de Evangelizare, a izbucnit un incendiu și foarte mulți care trebuiau și-au ridicat în seara aceea mâna, n-au mai putut să ajungă la Evanghelie, la Evangelizare în sâmbătă seara. Și David Moody a avut regrete toată viața și a spus, o nenorocitul de mâine. Astăzi, dacă auzi cuvântul, astăzi, dacă auzi cuvântul, întoarce-te la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și apoi noi cei pocăiți, să căutăm să ne pocăim mai mult. Doamne ajută-ne! Întrebarea se pune, ce facem după ce auzim cuvântul lui Dumnezeu? S-ar putea întâmpla să auzi o predică, să te duci acasă și să fie ceva simplu. Mă rog ca Dumnezeu să ne sensibilizeze inima, ca tot ceea ce auzim aici să facem în ziua de mâine. Să facem când ieșim de aici, de pe ușă și Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ne așteaptă o răsplată mare în ceruri și o cunună strălucitoare. Dar pentru aceasta trebuie în fiecare zi să căutăm să stăm aproape de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Doi. Aude cuvântul, ia o hotărâre, dar nu se ține de ea. Ați văzut oameni din aceștia care am auzit o mărturie a cuiva că de 17 ori s-a predat în casa Domnului și tot n-a luat hotărârea să se pocăiască. Sunt mulți care vin și aud cuvântul lui Dumnezeu, le place și zice, e frumos la adunare, e frumos, se cântă frumos, se roagă, se... e minunat. Dar ei nu se țin de hotărârea care s-au hotărât, am văzut lucruri și situații în care oamenii au ascultat cuvântul Domnului, dar nu s-au hotărât să se pocăiască Am de zile. Și în Matei, capitolul 7, versetul 21 și la versetul 23. Trei versete voi citi. Matei, capitolul 7, versetul 21. Și asculta ce spune cuvântul Domnului. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și atenție la versetul 23. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Oameni buni, lasă versetul acesta acolo. Când Dumnezeu spune niciodată nu v-am cunoscut, nu se referă la cei care au călcat strâm și s-au dus pe cărare pe lângă cărarea neprihănirii. Au căzut, au revenit înapoi, s-au pocăit și au rămas. Nu! Când Dumnezeu spune aici, Dumnezeu spune că nu poate să mintă și când spune niciodată nu v-am cunoscut, înseamnă că oamenii aceștia au fost în adunare, dar niciodată n-au avut întâlnirea personală cu Hristos. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Dumnezeu când spune niciodată nu v-am cunoscut, nu se referă la cei care s-au născut și în final ei s-au lăsat de credință, dar au șansă să se întoarcă înapoi. Nu! Se referă la cei care niciodată n-au avut întâlnirea personală cu Dumnezeu. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de legea. Frați și surori, Domnul să ne ajute să luăm seama că grav este și pentru noi dacă călcăm alăturea și trebuie să călcăm pe mijlocul cărării neprihănirii. Doamne, ajută-ne la lucrul Amin. acesta! Și călcând pe mijlocul cărării neprihănirii, vom fi binecuvântați de Domnul! O atitudine a unui om care este născut din nou, aude cuvântul, ia o hotărâre și se produce nașterea din nou. Vedeți, atitudini negative și atitudini pozitive Aș vrea să deschidem în Ioan, capitolul 1, cu versetul 12 și versetul 13. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12 și versetul 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, firilor nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică născut din Dumnezeu înseamnă, așa cum spune cuvântul în Roman 14, cu ajutorul Duhului Sfânt și cu cuv ajutorul Cuvântului la propovăduirea Evangheliei se produce nașterea din nou. Nașterea din nou nu face nimeni altcineva decât Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Acești doi factori lucrează la nașterea din nou a unui om și a unui credincios. Este cel mai important lucru pentru ca să intri în împărăția lui Dumnezeu să fii născut din nou. Dacă nu ești născut din nou, poți să fii botezat în apă, că nu ți folosește la absolut nimic. Botezul este o mărturie a cugetului nostru în fața martorilor văzuți și nevăzuți și ne introduce în trupul lui Hristos. Dar cea mai importantă lucrare în viața noastră este întâlnirea noastră personală cu Hristos. Când te-ai întâlnit cu Hristos, tu nu mai ești același om. Când ai fost botezat cu Duhul Sfânt, tu nu mai ești același om. Tu tinzi numai spre sfințenie, tu tinzi numai să îl slujești pe Dumnezeu, tu tinzi... Aduceți-vă aminte cei ce ați fost botezați cu Duhul Sfânt, erai gata să alergi la rugăciune în fiecare seară. Doamne, ajută-ne să avem acest lucru. Să știți că nașterea din nou este asemănat așa, asemănat cu un bulb de crin, aș putea spune, într-un bulgăre de pământ, care e murdar, când a așezat acolo de, 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 când a așezat bulbul acela de crin. El iese și este alb curat. Vedeți, se întoarce câte, unor, un, om la Dumnezeu care a făcut, a fost bețiv, a fost, poate a fost murdar și viața lui a fost murdară, dar Dumnezeu îl întoarce la el și viața lui este transformată. Cuvântul Domnului spune că uh, Adevărat vă spun că vame și, și curvele vor intra înaintea, în, înaintea voastră în împărăția Lui Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu este Cel ce ne transformă inima și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Într-o familie cu cinci copii, nu știu dacă am mai spus exemplul acesta și mă repet, este de folos în contextul acesta. Într-o familie cu cinci copii s-a întors la Dumnezeu o soră și rugându-se la Dumnezeu știți că în vremea aceea când se întoarce cineva la Dumnezeu, se roagă și pentru ceilalți membri ai familiei. S-a rugat și, având mai mulți copii, s-a uitat la toți copiii, i-a analizat, o mamă cunoaște pe fiecare copil, este, este, evident lucrul acesta. A spus, Doamne, cred că pe toți din acești copii vei întoarce. Dar pe ăsta nu cred, n-am nicio credință, era așa de răzvrătit, era așa de împotrivitor încât n-avea nicio nădeajde, n-avea nicio credință. Vreau să spun în dimineața aceasta, mamă sau tată care ești aici, roagă-te să vă duc și o veste bună. Copilul meu pentru care ne rugăm, copilul mai mare, s-a înscris la botez și face încheie legământ cu Dumnezeu. Frați și surori, rugăciunile noastre nu cad la pământ, Dumnezeu le ascultă și într-o zi le aduce la îndeplinire. Pe mulți dintre dumneavoastră i-au urmărit rugăciunile părinților și v-ați întors la Dumnezeu pentru că Dumnezeu, pentru că părinții noștri s-au rugat Amin. pentru noi, Slăveți să fie numele lui Dumnezeu. Frați și suror și mama aceasta spunea, nu cred că îl poți întoarce pe acesta pentru că îl văd așa de împotrivitor și vorbea și urât despre tine. Doamne, pe toți ceilalți cred că îi vei întoarce, dar pe ăsta nu. Cum, Doamne, cum că nu vă nicio izbăvire. Știi, că nu vezi tu vede Dumnezeu Amin. dincolo și ajunge la o seară de rugăciune și în seara aceea a fost o rugăciune mai înfierbântată și a vorbit Dumnezeu și așa a zis Femeie, pentru ce mă faci neputincios? Pentru că ai spus lucrul acesta să știi că cu acest fiu care ai spus că nu îl voi putea întoarce cu acesta voi începe primul. Amin. Oameni buni, la trei săptămâni omul acesta s-a întors la Dumnezeu. Amin este un lucru pe care eu îl cunosc personal. A fost cel mai bun prieten al meu. Și m-am bucurat când am auzit mărturia aceasta. Iubiți mei, Dumnezeu are putere. Slăvit să fie numele Domnului. Mai amintesc pe scurt o atitudine de fățărnicie care n-ar trebui să fie în viața noastră și amintesc și lucrul acesta, 2 Samuel, capitolul 20, versetul 8 la versetul 10. Să fim foarte atenți, lucrul acesta nu trebuie să ne însuflețească pe niciunul dintre noi, să nu avem o atitudine de fățărnicie unii față de ceilalți. 2 Samuel, capitolul 20, cu versetul 8 și versetul 10. 2 Samuel, 20. Așa, când a fost lângă piatra cea mare și ascultați să vedeți ce și cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu, care este lângă Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor, Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu, cu care era îmbrăcat. Ea era legată la coapse și sta în teacă și când a înaintat, Ioab, sabia a alunecat. Ioab i-a zis lui Amasa, ești sănătos, frate, au ce întrebare îi pune. Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Iacov. Ia Ioab. Și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat mărotoile pe pământ. Am stat puțin și m-am gândit la atitudinea aceasta acestui om. Ești sănătos, frate? Și-a dat să-l sărute. Oameni buni, cea mai mare problemă la ora actuală este că ne putem preface în multe contexte și să nu fim așa cum suntem, cum ar trebui să fim. Domnul să te binecuvinteze, frate! Frați și surori, atitudinea noastră față de Cuvântul Lui Dumnezeu trebuie să fie într-o poziție corectă. Și atunci când dăm mână cu cineva să fim ceea ce suntem, nu să gândim altceva. Pentru că cel ce are Duhul Lui Dumnezeu, să știți, când dăm mâna cu un frate, simte dacă inima lui este sau nu este pentru lucrul acela. Doamne, ajută-ne! Și mai am o întrebare. La care vrea să răspundem toți împreună. Bun, bun, am văzut atitudini negative. Și citind Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, aș vrea să vedem cum putem folosi cuvântul la viața noastră ca să avem o atitudine și o poziție corectă în fața lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor atunci când auziți cuvântul tăietor. Să știți că e vorba de o durere, de sparte. Adică, cu alte cuvinte, să vă dau un exemplu ca să înțelegeți despre ce vorbește aici, este că Cuvântul Domnului spune așa, dacă nu faci lucrurile acestea și nu închei legământ cu Dumnezeu și nu ești născut din nou și nu cauți voia Lui Dumnezeu și Sfințirea, nu poți să ajungi în împărăția Lui Dumnezeu. Aceasta este o tăietură, este dureros, nu? Desparte sufletul și Duhul. Doamne ajută-ne să luăm seama, Amin. frați și surori. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său ca și o călăuză pentru noi și avem călăuză aceasta din Cuvântul Lui Dumnezeu și aș vrea să, la întrebarea aceasta, cum putem să folosim Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu la viața noastră personală, cum putem să-L folosim și să vedem tot din Cuvântul Lui Dumnezeu răspunsurile. Primul lucru, Cuvântul putem folosi ca și o oglindă. Atunci când te pui în fața Lui Dumnezeu și te uiți în oglindă, vezi ce pete ai pe față și poți să te curățești. Dar dacă vii de la servici și vii la biserică și n-ai făcut un duș, ești murdar, ești așa cum ești și vii aici, normal când se uită toți la tine, vede toate pietele și murdările pe care le ai pe față, da? Este normal lucrul acesta. Dar atunci când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și îl folosim cuvântul ca și o oglindă, Frați și surori, trebuie să fim sinceri, personal cu noi înșine și atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să venim cu atitudine, Doamne, suntem vinovați înaintea Ta și nevrednici. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 1, cu versetul 22 și versetul 24. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Nu numai ascultăm Evanghelia aici în casa Domnului și ieșind aici ne ducem la ale noastre și nu ne mai interesează. Pentru că cuvântul acesta, iubiții mei, iubiții mei ne duce, în mân, ne duce în viața veșnică și ține în viac, cuvântul acesta va fi valabil și când vom ajunge în veșnicii. Nu numai aici pe pământ, iubiții mei. Nu numai aici, el va funcționa și acolo. Credeți lucrul acesta? O să vedem din cuvântul Domnului căci cuvântul spune că este și ține în viac. Când spune via, în viac, se referă că va fi și dincolo. Pentru că e Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu este însuși Isus Hristos. Ieșit din gura lui Dumnezeu, ce a ieșit din, din gura lui Dumnezeu, este însuși Cuvântul lui Dumnezeu. Isus Hristos, mărit să fie numele lui. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr, lăudat să-i fie numele. Prin acest nume sfânt suntem salvați. Prin acest nume sfânt ești mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Dacă crezi, tema, tema cărții romani este credința andar, nu trebuie să faci nimic, nu mai trebuie să te duci la Ierusalim, să aduci jerfe, nu mai să crezi în Hristos și ești mântuit. Nu-i mare har, frați și surori, slăvit să fie Amin. numele Domnului. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu mai ascultători înșelându-vă singur, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uităm îndată cum era. Facă Dumnezeu ca atunci când ne uităm în oglinda Evangheliei să nu uităm niciodată cine suntem. Noi suntem cu identitatea lui Iisus Hristos. Oameni nevrednici, El este vrednic, dar noi nu suntem vrednici. Noi avem nevoie de Dumnezeu în fiecare zi. Ai nevoie de Dumnezeu în fiecare zi? Amin. Doamne ajută-ne să simțim nevoia asta, să fim săraci în Duh, să simțim nevoia asta de a fi săraci și totdeauna să-L simțim că avem nevoie de Dumnezeu. Doi, El este folosit ca un îndrumător. Dragii mei, atunci când ajungi la răscruci de drumuri, nu vi s-a întâmplat și nu ați auzit mărturii de oameni care în momentul când au ajuns la răscruci de drumuri au deschis Biblia. Nu este un lucru care întotdeauna este bine, dar nici rău. Dar nu întotdeauna este un ghid în care poți să fii călăuzit. Dumnezeu are fel și fel de metode prin care poate să te călăuzească. Dragii mei, de câte ori n-ai deschis cuvântul lui Dumnezeu atunci când ai ajuns la răscruși de drumuri? Ai avut amărăciune în suflet, ai avut supărări pe care nimeni nu ți le-a putut liniști. Ai deschis cuvântul și Dumnezeu te-a mângâiat prin cuvântul Său. Ai ajuns la o răscruce de drumuri și n-ai știut ce poziție și ce decizie să iei. Și când ai deschis Sfânta Scriptură, Dumnezeu ți-a vorbit și te-a călăuzit, nu te duce pe aici că drumul ăsta te așteaptă satan, te așteaptă cel rău cu, 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 cu planurile lui. Du-te pe dincoace pentru că am un plan pentru tine. Ți-a vorbit Dumnezeu prin cuvântul Său Slăvit să fie în numele Lui. El este folosit ca un îndrumător. îndrumător. Galatin, capitolul 3, cu versetul 24, spune Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți, neprihăniți prin credință. Legea a fost un îndrumător spre Hristos, pentru că în momentul când am auzit de un lucru că este păcat, din momentul acela început lupta împotriva acelui păcat, pentru ca credința noastră să fie o credință sfântă. 3. El este folosit ca o sămânță care aduce viață. De multe ori am stat și m-am gândit când propovăduim Evanghelia și am umblat mult la evangelizări în Atena, mi-am adus aminte că se propovăduia cuvântul Domnului și spuneau frații, noi aruncăm sămânța, dar Dumnezeu este Cel ce face să crească mărit să fie în numele Domnului. Frații, sunt 1 Petru 1 cu 23, fiindcă ați fost născuți nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Prin cuvântul lui Dumnezeu care rămâne viu și care este în viac. Eu înțeleg de aici că cuvântul lui Dumnezeu va rămâne, în viac și în veșnicie, cuvântul lui Dumnezeu va fi valabil. Slăvit să fie numele Domnului. De ce? Pentru că Isus Hristos este cuvântul mărit să fie numele Domnului. Eu sunt calea adevărul și viața. Isus nu este o cale, nu o cale, Că se înțelege altceva de aici. Iisus este calea, adevărul și viața. Măriți să-i fie numele. Dumnezeu să ne ajute în fiecare zi să cercetăm Sfânta Scriptură ca să ne putem apropia de Dumnezeu. Și în felul acesta vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Frați și surori, altfel este cu semnul întrebării. 4. Este folosit ca un agent de curățire. Doi factori lucrează la curățirea noastră. Nimic nu te poate curăți decât sângele lui Hristos și cuvântul lui Dumnezeu. Doi factori. Ascultați ce spune cuvântul, știți, nu mai citesc despre sângele Domnului, toți știți că noi am fost spălați și curățiți prin sângele Domnului Isus Hristos. Dar mai există un factor atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu venind la biserică și un lucru care Dumnezeu prin Duhul Sfânt ți-a vorbit prin cuvântul Său. Tu simți curăția aceea după ce pleci de aici și ai auzit cuvântul, tu simți că ești mai curat, simți că ești alt om. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului Evanghelia după Ioan capitolul 5 cu versetul 3. Acum voi sunteți curați din pricina, sunt vorbele Domnului Iisus Hristos. Acum sunt, voi sunteți curați din pricina cuvântului care vi l-am spus. David Moody, și mi-aduc aminte prima mea Biblie pe care am primit-o de la o mătușă, scrie așa, aceste versuri pe care le-a scris David Moody. Această carte te va despărți de păcat sau păcatul te va despărți de această carte? Dacă o vom cerceta, păcatul va, va fi depărtat de la noi și nu va avea puterea asupra noastră. Dar atâta timp când ne vom hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu, puterea păcatului nu are tărie să vină în viața noastră. Și ultimul cuvânt, el este folosit ca lumină. Psalmul 119 cu versetul 5, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărare. În mijlocul întunericului, atunci când toată lumea își pune întrebări, tu dacă ai cuvântul lui Dumnezeu în inimă, tu nu-ți faci nicio problemă, tu nu te îngrijorezi, pentru că știi că ai făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu măriți să fie numele Domnului. Dragii mei, avem așa de mari făgăduinți. Și psalmul 119, cu versetul 11, închei cu acest verset. Spune așa: Strâng cuvântul în inima mea. Cuvântul tău, adică Cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Eu, ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, eu trebuie să-mi să iau informații din Cuvânt și să fiu conștient, pentru că atunci când sunt în fața oglinzii, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, n-am voie să bârfesc, n-am voie să vorbești de rău, n-am voie să fac lucruri care uh, sunt neplăcute înaintea lui Dumnezeu, nu am voie. Oglinda îmi spune lucrul acesta. Dar dacă nu stai în fața oglinzii, ne vom alege cu murdării, și păcatul ne va distanța de cuvânt. Doamne, ajută-ne și dacă am fost prea lung și v-am plictisit, fie ca Duhul lui Dumnezeu să puneți la inimă, prin Duhul Dumnezeu, aceste cuvinte. Și fiecare dintre noi să căutăm. Știu că este o stare de muleșală, de oboseală, probabil datorită timpului. Visom. Dar vreau să vă spun ceva. Când stați în fața telefonului și a calculatorului, puteți sta ore în șir. Și aici. Dacă trecem 5 minute sau 10 minute peste program, poate ni se pare greu. Dacă când stăm acolo și ne uităm și ne luăm informații negative, nu ne obosim. E așa sau nu, frații și sorori? Haideți să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, iubiții mei, să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu ca să putem primi iertare. În primul rând, ca să poți fi iertat, trebuie să recunoști că ai greșit. Ca să ai de ce să fii iertat. Dumnezeu nu-și face risipă din cuvântul și din iertare lui. Dumnezeu dă iertare celui ce o cere. Fie ca cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Amin. Și în modul cel mai serios, să nu uităm, atitudinile noastre față de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie atitudini potrivite cu cuvântul său. Dumnezeu să ne ajute fiecare ca să putem ajunge la ținta la care ne-am pornit. Amin. Amin.